Hristos în ultima zi înainte de a fi crucificat s-a rugat Tatălui în felul următor. Mă rog nu numai pentru ucenicii pe care îi am ales, ci și pentru toți cei ce vor crede prin cuvântul lor. Mă rog pentru ei, ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Această ultimă mare rugăciune pe care Evanghelistul Ioan ne-o relatează și ne spune că Hristos a făcut-o, în ea întâlnim un lucru care, într-un fel, ne atrage atenția. Dat fiindcă este ultima rugăciune relatată, ne așteptăm ca mesajul din ea să fie foarte important. Pentru că atunci când ești pe patul de moarte, ultimele tale cuvinte sunt cele mai alese, sunt cele mai frumoase, cele mai bine gândite. Și îl vedem pe Iisus că nu se roagă ca ucenicii să nu aibă parte de suferință. Vedem că nu se roagă ca ori de câte ori și pe mâinile peste bolnavi să fie vindecați. Nu se roagă ca să aibă parte de bunăstare. Ci se roagă ca ei, ucenicii și nu numai, tot ceea ce cred prin cuvântul lor să fim una. Și când ne uităm la această rugăciune, de multe ori facem o comparație la viața de zi cu zi. Și de când creștem în familia noastră, între frații noștri, între părinți, există dezbinări, există certuri. De când suntem mici, spunem că asta e jucăria mea și lumea mea, nu e a ta. Și dacă mi-o iei, ne certăm și se alege urât. Apoi creștem și ori de câte ori există un conflict într-o altă persoană, când există o părere diferită, fiind mici și există ceartă, există dezbinare, nu mai vorbesc cu persoana respectivă. Mai mult decât atât, chiar în căsnicii, când tocmai aici am spus, am găsit persoana perfectă. Observăm că sunt tot mai mulți și tot mai multe divorțuri în ziua de azi. Și ne gândim cum putem noi, creștinii, să fim una, când în viața de zi cu zi e atât de greu să nu existe dispinare, să nu existe certuri, să nu existe o ruptură în relațiile pe care le avem. Și Apostolul Pavel, când vorbește credincioșilor din Efes, îi îndeamnă un lucru tare interesant. Le spune în felul următor: vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să căutați, să păstrați unitatea sau unirea Duhului prin legătura păcii. Pavel îi îndeamnă pe cei din Efes, pe creștinii de acolo, să păstreze, nu să creeze, să păstreze unitatea Duhului, unirea pe care Duhul o dă. Iar unirea Duhului, în mod clar, este a Duhului, nu a noastră. Asta înseamnă că o primă unitate pe care o avem este cea pe care ne oferă Duhul Sfânt. În momentul nașterii din nou și în momentul în care ne atașăm unei biserici locale, Duhul Sfânt creează o unitate pe care noi, creștinii, suntem chemați să o păstrăm. În altă parte, Evanghelistul Ioan, Apostolul Ioan, spune că Anticristul va veni și una din lucrurile pe care le va face va fi tocmai aceasta, să distrugă unitate, să aducă dispinare. Opusul unității, păstrării unității pe care Duhul o dă, este în mare parte o lucrare pe care Anticristul o va face. Așa că ori de câte ori există certuri în Biserica lui Hristos, între frații pentru care Hristos a murit și s-a jertfit pentru ei, pe care au fost spălați în sângele Lui. Nu știu cine poate să lucreze în ei. Sunt anumite semne de întrebare. Și într-adevăr, există anumite credințe, există anumite doctrine, aș putea spune, care leagă biserica și care le face una. Și peste care n-a putea trece. Sunt cu toții, credem că Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, că a murit, că a înviat în a treia zi,
că a fost înălțat și se va reîntoarce într-o zi. Că El este Mântuitorul și Salvatorul nostru, unica cale către Dumnezeu. Cu toți credem aceste lucruri. Lucrurile acestea sunt fundamentale. Pentru aceste lucruri, biserica trebuie să fie unită și nu ar trebui să fie dezbinare. Pentru că de multe ori cel rău vine tocmai ca să dezbine. Un astfel de lucru, biserica trebuie să fie unită. Însă când vorbim de, chiar că vorbim de o reîntoarcere a lui Hristos, în mod absolut, dacă întrebăm când va reveni Hristos, Biblia nu oferă un răspuns sigur, în totalitate. Oferă anumite glimpsuri, anumite părți prin care putem vedea, dar nu un răspuns total. Astfel că, înainte de a-i chema să păstreze unitatea, Pavel le spune, vă sfătuiesc, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dragostea este o altă caracteristică pe care biserica trebuie să o aibă. Domnul Iisus se ruga ca toți ceea ce vor crede să fie uniți. Pentru că astfel lumea să creadă că Tu m-ai trimis pe mine. În altă parte, tot Ioan ne spune că dragostea este semnul prin care toți vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Altfel, dacă există doar un fel de ai greșit, ok, trebuie să fii pedepsit. Vedem în mediul evu, de exemplu, că biserica de multe ori pedepsea aspru erezia. De multe ori crucifica, în sensul în care, într-un sens metaforic, sau chiar există cazuri de ardere pe rug pentru erezie. Însă, suntem chemați să avem și o dragoste față de ceilalți. Să există o unitate între noi. Mă uit la București și chiar că suntem, toți avem aceeași viziune. Suntem acolo la aceeași facultate, suntem acolo să învățăm despre Dumnezeu și cum putem să-i sprijinim pe ceilalți. Chiar în aceeași cameră, cu toți aceeași viziune, aceeași vârstă, același sex suntem. Există multe lucruri care ne atrag, care pot să creeze punți pentru o relație bună. Dar atâtea există atâtea lucruri, nimicuri, lucruri fără valoare, care pun efectiv o zi de despărțire între mine și celălalt. Pentru că este mult mai ușor când nu mai convine de o persoană să spun îmi iau lucrurile și am plecat. Un om matur nu cred că ar face lucrul acesta. Ar încerca tot timpul să rezolve situația, ar încerca tot timpul să rezolve relația în care este. De aceea, îndemnul acesta, aș vrea să ne rugăm ca unitatea pe care Duhul Sfânt o oferă credinciosului, pentru care Hristos s-a rugat să fie caracterizată, să fie un lucru care să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Să fie acel lucru prin care lumea cunoaște că suntem ucenicii lui Hristos. Când i-am spus doctorei în liceu că urmează să merg la o facultate și i-am poate împărtășit și anumite speranțe pe care le aveam. Poate o să merg în America, de exemplu. I-am spus că poate o să merg acolo să studiez. Și mi-a spus, da, de unde să ai tu așa bani sau să mergi acolo? Și spune, păi poate mă ajută cei din alți oameni. Și spune, da, vorbeau între doctori. Da, ei se ajută, pocăiți așa, se ajută între ei, sunt uniți. Într-adevăr, asta e o imagine bună pe care lumea trebuie să o aibă despre noi. Că pocăiții se ajută, pocăiții sunt uniți. Nu au ură între ei, ci tot timpul caută foloasele celor din jur, mai presus de ale lor. Astfel, vă invit să ne ridicăm și în această rugăciune, să ne rugăm ca unitatea Duhului să o putem păstra, să conștientizăm că există și relațiile pe care le avem unii cu alții să le putem păstra într-o armonie și în pace. Amin.